Salutare și bine v-am găsit la un nou clip despre cumpărături. După cum știți, eu am Lidl-ul aproape și atunci fac cel mai des cumpărăturile din Lidl. Am luat niște piersici la 4 lei, cred că kilogramul, 4 lei și ceva, și prune. Eu în perioada aceasta mănânc fructe în compot și îmi place combinația aceasta de piersică cu prună. Rebecca preferă prunele și crude. Am mai luat niște lămâi, 3 lămâi, să mănânc cu pește sau să-mi pun lămâie în apă, simplu, nu limonadă, doar apă cu lămâie pentru detoxifiere. Un grapefruit roșu, o să-l mănânc cred că în 2 sau 3 zile, posibil dimineața. Am găsit un sortiment nou de înghețată la Lidl, era chiar și la ofertă astăzi, la 2 lei, de la 2,50 lei, dar este sortiment nou. Eu acum nu mănânc înghețată, nu am voie, însă când o să pot, le găsesc în congelator. Apoi, am luat pentru Rebecca înghețată Peppa Pig, sunt 6 înghețate, este desfăcută pentru Rebecca deja. Am mâncat. Fiecare este ambarată individual. Și la fel, le ținem în congelator și le mănâncă într-o săptămână, ceva de genul. Câte una pe zi. Am mai luat 2 pungi de chipsuri. Chipsuri cu cașcaval și cu sare. Sunt acelea din porumb. Am găsit bucăți din piept de pui la reducere, 500 de grame. Apoi am luat niște pulpe de curcan. Vreau să fac o pulpă din asta la cuptor, friptură. De obicei fac ciorbă supă sau pilaf din ele. Am mai făcut, fiind o pulpă foarte mare am avut odată, am făcut și la tigaie. Am scos bucățele pentru tigaie. Apoi, am luat o brânză cu 4,2% grăsime. După cum v-am spus, eu țin un regim acum puțin mai strict și trebuie să consum alimente cu grăsimi mai puține. Asta am luat Rebecca, e un Kinder Pinguin. Am luat iaurt cu 3,5% grăsime. Am luat 4 așa și un pahar la 400 de grame. Vreau să încep să mănânc cu fruși de frișcă, am niște fruși de frișcă și să mănânc în fiecare zi câte un iaurt cu frișcă. De obicei luam cu 10%, dar acum s-au schimbat vremurile și nu mai pot să mai mănânc cu 10% și smântână cu 20%. Am luat păhărele mici pentru că de obicei le punem la ciorbă, supă puțin sau la sarmale ardei umpluți, punem pe deasupra și atunci să nu se strice, am luat păhărele mici și am mai luat o pâine graham ultima vreme din această mănânc prăjită. Când o să ajung la un Carrefour sau Auchan o să cumpăr și alt sortiment, tot vreau să mă fac și de asta. Cam acestea au fost cumpărăturile de astăzi. Dacă v-a plăcut, dacă vă place ce găsiți pe acest canal, nu uitați să dați un like, să vă abonați și să-mi lăsați și comentarii cine dorește. O zi bună tuturor!